Salut! Voi sunteți pe canalul Jucării și Engleză și în acest videoclip deschidem multe, multe balsamuri de puse. Așa s-a primit că am găsit mai multe EOS. Desigur, aveam o mică surpriză în centuță mică. Și hai să începem să deschidem acest EOS cu Honeysuckle. Este un miros, o aromă de floare, se traduce caprifoi. Ea miroase extraordinar. Hai să vedem cum balsamul miroase. Wow! Wow! Foarte, foarte frumos! Am fost foarte curioasă, da, și într-adevăr îmi place cum miroase. Miroase aproximativ ca floarea, dar ceva mai dulce. Și desigur îmi place forma, este o mingiuță foarte drăguță, foarte comod. Următoarele, hai să vedem aceste cutii. Ele sunt identice, sunt cu 6 balsamuri. Le-am cumpărat la timpuri diferite și nu știam exact ce am acasă, dar mi-a plăcut că are chiar 6 arome. Are cu cocos, cu vanilie și mentă, cu măr, căpșune, iarăși mentă, iarăși vanilie. Sunt două categorii, Visibly Soft și Organic. Nu știu exact diferența, trebuie să fie aproximativ la fel, dar cu puțină diferență. Aceste organice, desigur, sunt 100% ingrediente naturale. Visibly Soft, cred că mai are și ceva care nu poate fi numit organic sau de genul. Dar, în general, EOS îmi plac foarte mult că ele sunt naturale. Și hai să deschidem, să vedem, să le mirosim. Este super că ele vin cu culori diferite. Și dăm camera mai jos, iată așa. Ok. Începem cu, cred că, acestea Visibly Soft. Iată, primul este Coconut Milk. Miros de cocos. Iată-l. Miroase a cocos. Coconut. Foarte drăguț. Coconut. Al doilea. Vanilla mint. Cu vanilie și mentă. Wow, într-adevăr. Se simte și aromă de vanilie și menta. Foarte super. Următorul, Honey Apple. Wow, cel mai super. Într-adevăr, un măr așa proaspăt, ceva crispy, ceva drăguț. Următorul este cu căpșuni, miros, aromă de căpșuni, da, într-adevăr, este destul de dulce. Următorul cu miros de mentă. Așa, foarte proaspăt, foarte frumos. Este, cred că, cel mai super vară și iarnă să-l folosești. Și ultimul cu vanilie. Wow, ce dulce miroase! Miroase ca biscuiții, foarte drăguț. Cel mai, cred că cel mai favorit este acest cu honeysuckle și cu apple, cu măr. Și nu mai deschid și a două cutie, fiindcă sunt exact la fel. Acestea iarăși sunt exact la fel. Pe toate le-am cumpărat, cum le găseam, le cumpăram și nu știam exact ce am acasă, de aceea am duplicate. Dar este ok, îmi place mult EOS și desigur că sunt cele mai super, le voi folosi. Acesta iarăși este identic cu aceste căpșune, miros, aromă de căpșune. Îmi place foarte mult, este foarte dulce, deși, dar este de drăguț. Mai departe avem acest Num Nums cu surpriză, squishy, squishy, Num Nums. Acesta este un balsam de buze Num Nums și uitați-vă, el este cu aromă de mango, foarte drăguț.
Are doar ceva, puțin sclipici, dar este transparent. Arată ca un jeleu. Apoi avem acest balzam foarte deosebit, balzam cu cristale. Hai să deschidem. Este brandul Burt's Bees și cu miros de smeură. Smeură este raspberries. Flavor crystals. Wow! Și da, are puțin culoare. Miroase extraordinar, o aromă de raspberries, de smeură foarte drăguță. Și iarăși este transparent, dar așadar are cristale, are parcă puțin, parcă zahăr, că se topește când o folosești și de aceea zic că cristale. Cele mai favorite sunt acestea trei. Scriți în comentarii de care voi ați încerca sau ce arome vă plac vouă sau dacă aveți balsamuri de buze cu ce arome. Și hai să deschidem gentuța. Avem ceva acolo. Ta-dam! Așadar, am găsit cele mai mici cărți din lume. Eu personal nu am văzut mai mici, așadar mi-a plăcut foarte mult, uitați-vă cât de minuscule sunt, foarte, foarte micuțe. Iar acesta este un balzam din haul-ul care l-am făcut de Crăciun, uitați-vă ce drăguț, acesta este Hershey's. Și da, neapărat link-ul este jos dacă vreți să vedeți toate, că au fost Hatchimals, au fost Tsum Tsum, Hershey's, foarte, foarte multe originale, cu ambalaje originale, arome originale. Și neapărat scrieți în comentarii care balsam v-a plăcut din toate acestea. Îmi place foarte mult forma și liniuțele acestea. La EOS, desigur că și Nam Nams este foarte drăguț, iarăși cu așa liniuțe, de jur împrejur. Și da, neapărat scriți, priviți linkul de mai jos sau acuși va apărea și o ferestruică micuță aici pe ecran. Neapărat ne vedem în următorul videoclip, puneți like dacă vă plac așa genuri de clip, dacă vreți să mai fac un haul de balsamuri. Și până atunci, ne revedem în următorul clip. V-am pupat, să aveți o zi frumoasă! Pa, pa!